Până după banii lasă miniștrii fără vacanță, premierul i-a convocat pe toți membrii executivului la muncă pentru a finaliza proiectele legate de obținerea banilor europeni din Planul Național de Redresare și Reziliență. Tot până la 31 august trebuie să finalizăm renegocierea PNRR-ului. Toți miniștrii care coordonează reforme trebuie să facă un efort pentru a regândi priorități și a reajusta proiectele. Deci vara aceasta, îmi pare foarte rău, nu vom avea concedii, suntem într-o cursă contra timp să accesăm toți banii europeni disponibili.